La fel cum Iona stă și spune, sper ca Dumnezeu totuși să țină de cuvântul pe care l-a spus inițial și să-i nimicească, la fel noi când avem metoda care îi poate scoate pe oameni de sub condamnarea lui Dumnezeu și nu folosim această metodă, ne arătăm aceeași cruzime față de ei. Dacă ne-am gândit, de exemplu, la exterminarea pe care Hitler a făcut-o evreilor și am participat și am vedea la propriu în fiecare zi, nu, și am vedea felul în care omul ăsta nebun a exterminat atâția oameni și alți oameni nebuni au participat la nebunia lui. Probabil că ne-am înfiorat și am condamnat cu vehemență tot ce s-a întâmplat acolo. Însă ce s-a întâmplat în Holocaust este egal cu zero pe lângă ce se va întâmpla cu oamenii care se vor afla pentru veșnicie sub mânia lui Dumnezeu. E adevărat sau nu lucrul acesta? Noi știm lucrul acesta, ne uităm la oamenii din jurul nostru, nu doar că nu ne folosim de oportunitățile pe care Dumnezeu ni le dă. Noi nu deschidem oportunități, care sunt foarte simplu de deschis, ca să le vestim Evanghelia. Și știm că dacă nu le dăm Evanghelia, oamenii ăștia se vor duce în iad. Măcar avem evanghelici în țara asta care cred că dacă nu le dăm Evanghelia, Dumnezeu să-i judece după conștiință și ăștia s-au uitat la natură și au avut nu știu ce atitudine față de Dumnezeu și Dumnezeu să țină cont de atitudinea și cumva o să-i mântuie. Dom'le, pe ăștia măcar îi înțeleg că nu fac evanghelizare. Dar noi credem că oamenii nu sunt mântuiți decât prin Evanghelie. Când eu nu folosesc această metodă și știu că nefolosind oamenii aceștia se vor duce în iad, ăsta este un mod în care mi-arăt cruzimea față de acești oameni. Eu cred că niciodată n-am analizat cum trebuie, cât de cruzi putem să fim ca și credincioși în inimile noastre față de oameni din jurul nostru. Eu nu cred că am analizat cum trebuie.